În minutele următoare vă invităm la o discuție pe subiecte serioase, pentru că noi așa vremurile ne împing către discuții serioase. Vremile și vremurile. Într-un material apărut astăzi în ziarul Cotidiano, într-un material semnat avocatul Gheorghe Piperea și, mă rog, bazat pe o analiză Coface, lucrurile într-adevăr sunt îngrijorătoare. Noi ne referim de România, nu vorbim la nivel mondial, că noi nu contăm așa mult pe planeta Pământ. În primele 3 luni ale anului 2018, spune acest studiu Coface, au intrat în insolvență, în 3 luni au intrat în insolvență peste 2300 de societăți comerciale. C-o fi mult, c-o fi puțin, răspunsul vine imediat. Mai mult, cu 19, aproape 20%, decât în perioada corespunzătoare a anului trecut. Păi în ritmul ăsta, ceea ce spunem noi mereu aici și o repetăm în, până când se va întâmpla ceva, în ritmul ăsta o să ajungem foarte jos. Ne întrebăm cine vor mai plăti pensiile. Alea mari. Eu nu mă refer la pensiile normale. Alea mari și foarte mari. Cine vor mai plăti salariile celor care stau pe Facebook din conducerile instituțiilor noastre? Pentru acest subiect l-am invitat în studio pe domnul Șerban Strătila, antreprenor. Vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut puțin timp să veniți să vorbim despre lucruri probabil pentru unii neimportante. Multă lume probabil nu are acces la aceste informații, nu le citește. Sunt oameni care ignoră lucrul ăsta. Bine că am serviciu, bine că lucrez la stat, bine că e bine, bine că vine vara, o să vină mini-vacanța și așa mai departe. Bine, 1 mai până atunci. Vă mulțumesc tare mult, da. Domnul Șerban. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Care sunt în număr din ce în ce mai mare și asta ne bucurăm. Cifrele astea eu le-am citit acum câteva zile, le-am și spus aici. Eu am rămas stupefiat că presa, televiziunile nu tratează, nu, în afară, cu mici excepții, pe la Digi, pe la, eu știu, care mai spun lucrurile astea. În rest, totul e trecut așa sub preș. Dumneavoastră care lucrați în economia reală, plătiți taxe și impozite, trăiți din banii pe care produceți dumneavoastră, dați locuri de muncă și la alții, cum simțiți lucrul ăsta? Este, de fapt, un aspect pe care l-am mai discutat și acum ceva timp. Confirmat acum, iată, și de datele statistice. Domnul avocat Piperea e o persoană foarte fină, cunoscătoare a fenomenului economic. Este jurist, adevărat, dar are o legătură foarte apropiată cu domeniul economic și atunci înțelege foarte, foarte bine ceea ce se întâmplă. Bun, anul acesta e clar că este o creștere față de anul trecut. Studiul Coface de care vorbeam se referă la anul 2017 prin comparație cu anul 2016. Acolo veți vedea mai multe date, au fost circa 8.000 de insolvențe, dacă nu mă înșel, 8.000 și nu, ceva. Nu, nu, în 2017. Așa. În 2017 a fost 2.000. Deci 2017 a fost mai rău, nu? Decât nu, n-a fost neapărat, știi, depinde din ce punct de vedere privești statistica. Dacă e la grămadă, poți să spui, domnule, au fost mai mult sau mai puțin cu 3% față de un an înainte. Aha. Sigur, e mult mai mult față de anul 2008, să spunem. Deci s-a accentuat fenomenul ăsta. Problema însă este, din punctul meu de vedere, alta. Pentru că aceste insolvențe denotă o situație discutată de noi și în alte emisiuni, și anume scăderea apetitului cetățenilor din România pentru a dezvolta o afacere proprie. Scăderea spiritului antreprenorial, dacă putem vorbi de așa ceva în România. Mă tem că nu prea mai putem vorbi. De fapt, asta se întâmplă. Dintre cele 8.000 și ceva de insolvențe de anul trecut și cu siguranță și din cele 2.000 și ceva din prima parte a anului 2018, cele mai multe se regăsesc în domeniul
comerțului. Poate oarecum fire și comerțul e o activitate cu grad de risc ceva mare, ceva mai mare, dar ce spunea și avocatul Pipiera și ceea ce vedem și noi, de fapt, în viața de zi cu zi, că nu trebuie să fii mare economist să vezi că mari jucători au concentrat 80-90% probabil din volumul vânzărilor din comerț, în timp ce pentru ceilalți comercianți independenți e de fapt o luptă pentru supraviețuire, care se face cu mijloace mai mult sau mai puțin corect. Duceți-vă în piață, vedeți dacă vă dă un bon cineva. ANAF-ul, bine, controlează ăsta, antifrauda, controlează... Vreți să vă spun ceva? Controlează, nu știu, vânză băbuțele cu zarzavat. Da, da. Dar pe cei care vând fructe exotice, deci, care nu cresc în România, da. Nu-i întreabă de... Dacă îmi povestea cineva până mai zilele trecute, spuneam și eu că, fabulații, am văzut cu ochii mei, pe strada noastră, în cartier acolo la noi, eu stau lângă... cum se cheamă, marea investiție, da? Într-adevăr, este foarte mare, într-adevăr, e o investiție pentru orașul nostru, e mall-ul. Au venit domnul Șerban la toate chioșcurile, cum se numește, antifrauda. Da. Deci eu nu i-am mai văzut așa în acțiune, sunt îmbrăcați, au uniforme, nu chiar... Girofaguri. Da. Mă rog. Și au venit la chioșcurile alea 4x3, așa, și au stat, au controlat, să vadă, să nu, așa, săraci angajați, așa, mulți aleg versiunea să fugă, credând că fac. Vorbeam cu o doamnă care a fost controlată și a zis, domnule, eu nu fug. Că zis că e mai rău dacă fugi, vine special pentru tine și vine chitit și atunci e... Da, dar e chioșcul că n-am... Pe zona Pictor Grigorescu, în zona... Mă rog, da. Am văzut și eu întâmplător că stau în zonă și am văzut, da. Toți erau terminați de pe la alte chioșcuri, că vedeau, că vezi că... În fine, vorbeam cu oamenii și îmi spuneau așa, domnule, peste tot în lume, un grad de evaziune, nu poți să razi evaziunea până la os. Am dat exemplu aici și în Turcia, poate nu e exemplu cel mai bun. Acum știți cum e, niciun exemplu nu-i bun. Când vrei să-l convingi pe un om de ceva, spune, domnule, nu e adevărat. Domnule, îl lasă pe săracul om. Să ducă să ia de la o fabrică 10 perechi de blugi, să-i vândă în ziua respectivă, cum așa, să câștige și el un euro 2, așa. În felul ăsta, spune, domnule, statul îl lasă pe ăla să fie cât de cât activ, poate sună prost ce spun eu, așa. E și el activ, nu știu ce, mai se mișcă, mai socializează, pentru ei un stil de viață ăsta să negocieze, dar am înțeles că și prin alte părți se practică asta. Se duc prin port, iau pișniță reală, dacă vreți, da? Poate nu-i corect ce spun. Da, e corect să-i vedem pe aia toți la ajutorul social, să ducă poliția să tragă de ei, să meargă la târgul de joburi? Da, bine. Și încă ceva, mi-a spus în piață, am fost la târgu făcut de Camera de Comerț, nu mi-a dat bon. Bine, nu mi-a dat. Am văzut că nu erau niște mari firme care, tot niște firme mărunte. Și ce să mai vorbim? Nu cred că lucrurile ar trebui chiar până într-acolo. Că noi citim în presă, marea evaziune se întâmplă undeva în cercuri înalte. E adevărat. Zic eu. Ce spuneați, da, așa, da. Bine, nu-i Turcia neapărat exemplu cel mai elocvent. Acolo, în schimb, statul turc a înțeles că, domne, ce facem? Hai să am un gen de impozitare așa, un fel de paușal, da. Să spun, nu? Cam atâta faci, cam atâta, ok. Dacă plătești atât, eu statul cu tare sunt mulțumit și te-am lăsat în pace. Pentru afacerile mici. Revenind la România, care sigur e în Uniunea Europeană, avem așa, avem nu, unități asta, puternice, da. De asta, autorități puternice care luptă și luptă cu corupția, cu evaziunea și așa mai departe. Problema nu e că nu avem legi sau avem, dimpotrivă, prea multe. E câteodată foarte greu să le respecti pe toate, e foarte greu, foarte dificil și implică costuri foarte mari, dar problema e că nu se aplică la toți. Adică, bun, foarte bine, te duci și ai controlat chioșcul ăla, să vezi, a tăiat bon la toată lumea sau nu. Bun, să zicem. Dar de ce nu te duci la care nu taie niciun bon? Adică, cum pentru unul mumă, pentru unul ciumă. Aici nu este în regulă, adică ori avem o regulă pe care o respectăm toți,
Ori atunci, hai să vedem un pic dacă nu putem simplifica lucrurile în așa fel încât și celui de la micului afacerist să-i vină ușor să se conformeze prevederilor legale. S-a făcut mare tamtam, știți, în ultimul timp, acum, și s-a dat acea lege, nu știu dacă s-a și pus în aplicare, că, domne, toate casele de marcat să fie legate la internet. Inclusiv din nu știu ce magazin din comuna X, din nu știu cel mai îndepărtat punct al unui județ. E o treabă absolut fără rost, care implică costuri și bătaie de cap suplimentară și pentru omul de afaceri și pentru stat, când dacă chiar vrea să rezolvi partea de evaziune, atunci fă un sistem electronic de emiterea facturilor. Da. Da? Și atunci e cu totul altceva, lucrurile sunt sub control și ar fi mult mai ușor și de verificat și de făcut o estimare asupra venitului pe care trebuie să le încaseze normal statul. Da? Vedeți, de ce să fie simplu când se poate complica? Când se poate complica. Dar dumneavoastră ce părere aveți? Ei le complică că nu sunt în stare, le complică că vor să le complice sau care o fie? Cred că în primul rând e vorba de lipsă de viziune. Aha. Asta e prima. E o lipsă de viziune. Noi nu știm, nu noi doi, cei care au putere de decizie, Nu sunt în stare să gândească ce vrem de fapt în țara asta. Nu sunt în stare să adapteze modelele de la din alte țări, nu? La realitatea din România. Da. Nu pot să pun sistemul fiscal din Statele Unite pe realitățile din România. Nu pot. Noi mergem pe un sistem... Noi suntem români, nu suntem americani, nu suntem germani. Noi mergem pe linia asta dictată de Bruxelles, și în contabilitate și în toate standardele. Da, dar mergem, dar noi trebuie să ne uităm... Totul trebuie standardizat. Trebuie să ne uităm... Nu-i standardizat, noi trebuie să ne uităm la cei care sunt mai aproape de noi, de mentalitățile noastre, de specificul economiei noastre. Nu să ne propunem niște lucruri care nu vor face, nu vor rezolva apropo nimic. De, citeam, s-a făcut această instituție polițienească, nu antifrauda. E colectarea mai bună la buget? Păi nu, dar eu asta vă întreb. Atunci înseamnă că e clar că nu acolo e problema. Și revin la acest studiu. Adică dacă noi care suntem niște amărâți, că noi nu avem acces la toate informațiile, noi acum s-ar putea să vorbim între... Ăia în minister, când era senator, aveți altfel o imagine a României, dar probabil nu aveam altă imagine pentru că eram nu știu ce funcție. O imagine o ai. Poate atunci aveați mai multe informații, nu la senat? Nu, nici de cum. Nu. Informații tot singur trebuia să mi le găsesc, că nu prea mi le furniza aparatul de specialitate de acolo. Hai să revenim totuși la acest studiu și la acest articol pentru mine, om care, cum să spun... Nu pun botul la toate facebookismele astea și la pozele artistice, la toate așa care sunt zero, sunt așa. Pentru mine astea au darul de a mă îngrijora, om care trăiește eu la fel ca dumneavoastră în economia reală. Pentru cei care nu cunosc, spune Piperea, acest amănunt, dar un amănunt cu A mare, trebuie spus că statistic, ce am spus mai devreme, că aproape 2300 de societăți anul ăsta sau au intrat în insolvență, 96% din numărul total al dosarelor de insolvență sunt falimente. Deci aceste întreprinderi urmează să dispară în scurt timp, cu toate că locurile de muncă pe care le furnizează. Ăsta e lucrul cel mai grav, da? Dispare firma. Bun, au dispărut 2300, dar au apărut 2400. Asta e problema. De locuri de muncă? Nu, 2400 de firme. Nu, 2400 de firme au fi apărut, dar au apărut din alte motive. Da. Nu absorb oamenii de acolo, nu. Ce se întâmplă? Noi trecem de o bună perioadă de timp printr-o schimbare a realității economice din România. A schimbărilor și a... Adică, marile concerne care... dețin, care realizează circa 2/3 din cifra de afaceri a României, nu? PIB-ul României, da. Au
circa 300.000 de salariați. Asta o spune chiar și domnul Pipera în studiul ăsta. 300.000, da? Da. Ceilalți care realizează o treime din venitul țării au cam diferența, nu? Diferența salariaților din sectorul privat. Ei, și atunci ne punem întrebarea. Păi dacă concentrăm tot... Deci 300.000 de oameni lucrează la firmele astea care au venit, la investitorii străini pe care îi așteptăm noi. De regulă străini. Așa, da. Și înseamnă că în firmele românești câte ori mai fi? 2 nu milioane? Sunt mai străini, sunt și firme românești. Ar mai fi vreo 2 milioane? Nu, ar fi mai mult. 2 milioane și? Probabil, da. Da, 2 milioane și ceva ar lucra în firmele astea. În, ei, sigur, marile firme românești. Care vin, investitorii ăștia pe care noi le dăm da. Atâtea avantaje, nu vor putea să absorbă toată această forță de muncă. Pentru că nu mai sunt pe sute de mii de hectare. Într-o hală fac cifre de afaceri exact. De milioane. Și cu câțiva oameni. Exact. Cu tehnologie modernă. Exact. Cu roboți. Ei vin cu tehnologie exact. La cheie. Da? Ca să nu mai spun că aceste investiții se concentrează de regulă în zona Bucureștiului și în vestul țării. Nu prea ajunge spre Moldova mai nimic. Păi unde? Și ca să băncile, zboare în... băncile merg după același tipic și ne spun tot felul de teorii că, domne, vezi că sectorul în care lucrezi tu e cam de risc, așa, nu prea corespunzi așa, trebuie să-ți dăm cu dobândă mai mare. Da, păi și atunci, după ce că s-a mărit, mă omor de tot. Da, păi asta da. Ăsta e lucru pe care vreau să-l aud din gura politicienilor. Da, domnul Isărescu, da, vine și el domnul și mărește... Domnul Isărescu, care este ultima... Mărește dobânda, așa, persoană tot pe spinarea noastră. Domnule, că să micșorăm consumul. Deci, domnule, dar stați un pic, eu înțeleg măsura asta... Eu înțeleg că dacă sunt prea mulți bani pe piață, nu? Banca intervine și spune, ia să măresc un pic dobânda ca să fie mai puțin, să stabilizăm un pic inflația. Ok. Dar eu, care am luat deja un credit... Eu ca firmă? Eu ca firmă sau ca persoană? Ca persoană. De ce să plătesc dobândă mai mare? Pentru că banca, când mi-a dat, la momentul când mi-a dat acel credit, nu a plătit robor de 40%, el a plătit 0 și ceva. Și eu înțeleg de acum încolo. Și chestia asta cu roborul. Păi exact, eu înțeleg de acum încolo. Nu înțeleg. Chestia asta cu roborul. N-ar trebui să nu mă intereseze pe mine și să scoată cu roborul domnul ăsta de la Banca Națională? Că m-am săturat de el. Nu mai scăpăm, frate. Deci sunt oameni condamnați să ne... Da. Mugurisărescu. Băi, știi ceva? Roborul nu mă interesează cu cât vă luați voi bănci. Roborul e o... cum să spun? Banii pe care ei iau de la o bancă la alta. Exact, exact asta. Exact. Și n-am de unde să știu că ăsta e o valoare dacă nu ea crește artificial. Exact asta, da. Exact asta v-am spus mai devreme. Da. Păi, domnule, eu când am luat creditul, pe mine nu mă interesează. Am luat când era roborul 0,50 și nu știu cât. Sau 1, poftim, 1%. Mi-a mai pus banca 5 sau 3 sau 4 și aveam 5. Bun, eu cu aia merg mai departe. Că între timp a crescut roborul foarte bine la cei care vor lua de acum înainte credite. Pui noua dobândă, nu retroactiv. Băncile, la fel într-un studiu am văzut, din 2008 au toate băncile din România creșteri substanțiale de profit, deci le-au mers din 2008 încoace strună. Când avem și noi parteneri de afaceri în străinătate, când le spunem ce dobânzi plătim aici, la euro sau la lei, își pun mâinile în cap. Păi afară e 4. Noi, păi mai puțin. Cu 4? Mai puțin. La un credit imobiliar, în Belgia, de exemplu, e undeva dobânda până în 2,5% pentru persoană fizică. Și în România cât e? 8? 9? În România nu, cred că e 6-7, cam așa. Da? Da. E de 3 ori mai mare. Și atunci ne mirăm de ce oamenii nu-și pot plăti ratele. Păi da-ia. Nu, deci... Și suntem singura țară din Europa, da? Singura țară în care depozitele populației sunt mai mari decât banii dați credit de către bănci. Adică tu, de fapt, ai bani de n-ai ce face cu ei. Păi da, băncile acum... Da, nu-i dai, nu dai credite și atunci unde-s banii? Și atunci singurul răspuns e că banii finanțează de fapt economia din alte țări, nu economia din România. Da, dar clar. S-a și spus că băncile finanțează mama
finanțează mama, mama, pentru că pentru asta fac ei. Și toate firmele care vin aici finanțează. Tot în primele luni ale anului 2018 au intrat în procedură de dizolvare de drept, ștergere, 9800 de societăți comerciale cu 60,8, mai mult decât în perioada corespunzătoare a anului trecut. Cifrele astea la nivel de România sunt îngrijorătoare. Acum, dizolvare de probabil că nici nu au avut activitate. Dar asta spune, confirmă ceea ce discutam la început, și anume diminuarea accentuată a spiritului antreprenorial din România. Oamenii probabil că au avut, mai încercăm să facem ceva. Da. Dar când au văzut că te lovești de aia, 1, 2, 3, 4, 5, au zis, bă, mai bine, dacă am o pilă, mă angajez la stat, dacă... Dacă nu mă duc la București sau la Oradea și mă angajez la multinațională, dacă nu plec în străinătate, dacă nu stau acasă și iau un ajutor social și mai fac o de-aia cum un cibuc, nu mă mai duc și mai lucrez fără acte, nu știu pe unde, Doamne ferește, pe urmă ajung și în șanț, cum s-a întâmplat cu accidentul de la Vadu sau unde a fost. Da. Ați văzut. Deci da. I-a amendat post, cum să spun, că eu am spus aici. Deci dacă firma aia avea posibilitate, păi miliardul ăla, deci eu cred că n-au văzut miliard firma aia, dumneavoastră credeți că rulau aia sume de... Deci, eu nu știu ce rulau ceva. Și nu rulau. Eu știu că nu trebuiau să lucreze cu oameni la negru. E adevărat, și statul a inventat niște proceduri atât de complicate pentru muncile astea sezoniere, încât îți vine să te duci în lumea ta. Și devine, și mai mult, devine neatractiv pentru cel care nu stă acasă și trăiește din ajutoare sociale. Da. Că dacă s-a angajat chiar și 2 săptămâni, după aia se zice că pierde ajutorul social. Ceea ce nu-i motivant pentru el să facă ceva. Aici trebuie umblat, la reglajul ăsta fin. Pe urmă, trebuie dat drumul la adus forțe de muncă din afară, pentru că noi nu mai avem în România. Din țările... Trebuie schimbată legislația. Din țările de unde o fi, să vină de unde o fi, numai să vină. Ați văzut, poate zilele trecute, a fost o discuție a Ministrului Turismului cu agenții economici din zona Constanța, Mamaia, litoral. Da. Și toți au zis, dom'le, lăsați-ne să aducem muncitori, dar nu găsim în România, atunci lasă-mă să aduc de afară. Nu mă obliga să-i dau salariul mediu pe economie, că n-am cum. Da. Dar cât se dea? Dar trebuie să fie aceeași lege pentru toți. Dacă salariul minim este 1900 de lei sau 2000 de lei, trebuie să ne lase pe noi angajatorii să aducem forță de muncă din străinătate. Nu știu, nu, din China nu vin. Pornind de la 1900. Nu pornind de la salariul mediu, care undeva, cred că pe la 4000 acum, nici nu știu cât o mai fi. Aha. Nu din China, nu. În China salariile deja... China e pe altă planetă. Sunt mai mari și nu. Dar sunt alte țări care ar putea furniza forțe de muncă. Vietnam, Laos, zona aceea de Asia, de Sud-Est, Sri Lanka, Pakistan... Încă sunt oameni amărâți care vor să muncească în lumea asta. Mai dumneavoastră, sunt. Cum vedeți lucrurile astea? Faptul că au ajuns șefii de la stat, adică un președinte de Consiliu Județean, mie nu mi se pare normal să primească 200 și ceva de milioane vechi pe lună. Nu mi se pare corect. Cred că e brut, nu e net. Nu știu. Să primească un salar atât de mare. Un parlamentar, nu e normal să primească atâția bani. Băi, dacă ești solidar cu poporul, adică iei o dată, de două ori cât, dar nu în halul ăsta, adică și benzină, și aia, și decontare, și aia. Eu mie mi se pare totuși cam deșanțată. În vremea odiosului regretat, așa, legea salarizării... Care nu mai e nici odios și regretat în ziua de azi. Între ghilimele, da? Și odios și regretat, bineînțeles. Nu, cred că nu-l regretă. Da, nu îl regretă. Foarte multă lume. Dar nici nu aveau curaj să-i spună odios pe vremea aia. Pe vremea aceea exista o lege a salarizării care era raportul de la cel mai mic salariu din economie până la cel mai mare, era de 1 la 6. Muncitor director? Și, sau ministru? Da, chiar demnitar. Sau președinte? Demnitar, să spunem. Președinte chiar, dacă nu mi-aduc, parcă nu era trecut în grilă.
nici nu știu dacă era salarizat pe, pentru acea funcție. Dar era de la 1 la 6. Cei care mergeau în adunarea națională, marea adunare, nici nu primeau bani. A, li se deconta drum, aia, dar masă, nu, cazare. Nu, nu comparăm, dar spun așa. Era onoare? Deci era onoare să te duci să votezi? Că nu, ăla nu era parlamentar, era așa o fel de... Bine, nu, era că, eu vreau să vorbesc de economie și de societate în general. Raportul era de 1 la 6. Cam pe aceeași treaptă erau, de exemplu, medicii, profesorii, să zicem, polițiștii, milițienii la vremea aia. Deci erau oarecum... Polițiștii superiori, nu? Sau... Nu, erau cam pe acolo, cam în se învârteau în acea zonă. Aha. Poate chiar medicii și profesorii ceva mai mult decât milițienii. Ceea ce zic eu că era... Normal, nu? Era normal. Adică era respectată, cum se spunea atunci la economie socialistă, știți că era... unul din principiile salarizării, retribuirii, era după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii depuse. Da, da, da. Ceea ce e corect. Așa ar trebui să fie și astăzi. Din păcate, nu se plătește nici calitatea, de cantitate nici să nu mai vorbim, iar de importanță socială nici atâta. Nu mai vorbim. Păi nu atunci de ce să mai vorbim? Să luăm niște publicitate și să ne întoarcem, să vedem și noi ce se întâmplă totuși în România. E totuși ceasul al 12-lea, cineva trebuie să se sesizeze. Parlamentul României văd că bate monedă pe altceva. Totuși, țara asta trăiește, repet, pe umerii acestor oameni care trăiesc în privat, lucrează în privat. Să vedem cum putem să schimbăm un pic situația și iată ce spun cei care lucrează în privat, lucrurile sunt foarte, foarte grave. Publicitate și ne întoarcem. Un minut jumate.